în data de 1 septembrie 2020 și am revenit la Costești pentru a efectua o intervenție de salvare pe un drum de țară din partea de nord-est a orașului medieval din secolul XIV, drum care duce spre platoul unde se află cetatea de pământ. Acum 2 zile am fost informați de geodezul Iurie Lungu că pe acest drum au apărut în urma unor lucrări de îndreptare efectuate cu graderul mai multe resturi de schelete și efectuăm aici această intervenție de salvare, căci deja am identificat un număr de cel puțin 7 morminte de încumație direct pe drum se află sau în malul de est sau chiar de vest și avem aici un prim mormânt aflat la o adâncime de circa 1 metru, mormânt de copil, în cea mai mare parte însă se află sub acest mal și pentru a-l degaja urmează să efectuăm o săpătură, o casetă. Vedem însă că e un mormânt de copil orientat capul spre vest, nu dispune de piese de inventar, așa cum de fapt sunt cele mai multe din mormintele din cimitirul medieval de la Costești. Sunt alte câteva morminte care au o orientare cu capul spre nord-vest, cu resturi de lemn putrezit, probabil provenind de la acoperăminte sau sicrie, tot se află pe acest drum și urmează să facem această săpătură de salvare, căci se află aceste morminte chiar pe mijlocul drumului și trebuie salvate și informația și vestigiile recuperate pentru a se face apoi determinările antropologice corespunzătoare.